forțează coaliția să accepte o reglementare, adică renunțarea la piața liberă de energie. Și asta trebuie explicat. Sigur că sunt și vești bune și vești proaste în chestiunea asta. Hai să-l aflăm. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Așadar, PSD s-a dus pe masa coaliției și a pus un proiect, o idee deocamdată, de renunțare la piața liberă de energie. Știți cum funcționează piața acum? Să duc oamenii ăștia, să fac niște tranzacții, să face un coș, după care, ca la bursă, cumpere energie de colo-colo și, teoretic, când piața nu era lovită de valul ăsta inflaționist și de ce se întâmplă în Ucraina, prețurile puteau să meargă și în jos. Țineți minte că probabil mulți dintre voi v-ați făcut contracte de genul ăsta, în care eu, de exemplu, am trecut de la un operator la altul pentru că era un preț mai convenabil, știi? Da. Și multă vreme am și luat un preț foarte bun, ani de zile, adică n-am putut să mă plâng. Acum, de când s-a făcut scumpirea, iarăși am trecut de la un operator la altul. Asta e treaba cu piața reglementată, cu piața liberă. Și mă duceam și unde e prețul cel mai mic. Într-o vreme normală a funcționat. Acum nu mai funcționează. Pentru că sunt aceste propuneri de prețuri pe piață care depășesc orice imaginație și PSD a zis, băi, rupem pisica, că de fapt asta se întâmplă. Și a zis, nu mai ținem noi cont de ce se întâmplă acolo și să plătim enorm de mult la plafonare, adică diferența dintre prețul curentului și cel plafonat, știți cum fac acum, au stabilit niște prețuri și diferența o plătește statul până la valoarea de 1300-1400 de lei. Dar ce costă mai mult, plătește firma respectivă. Oricum, statul plătește enorm de mult facturi care sunt încă neachitate și au zis, nu mai, gata, terminăm asta de la 1 ianuarie 2023. Și încearcă să convingă PNL-ul de treaba asta și cum sună propunerea, că trebuie să știți asta, nu știm dacă se va ajunge aici, nu știm dacă se va face, dar e o discuție care se poartă. Zice așa, pentru consumatorii casnici, prețul va fi stabilit la 0,68 de lei pentru cei până la 100 de kW, la 0,80 de lei pentru cei care au 255 de kW și ce depășește 255 de kW va fi plătit cu 1 leu. Asta se aplică la toată lumea, după cum vreți, după cum vedeți, poate mai puțin la hidroelectrica, care, din câte știu eu, dă pe undeva pe la 0,78, indiferent de preț, că acolo n-ai ce plafona. Îmi cer scuze. După care, pentru școli, spitale, IMM-uri, industria alimentară, industria farmaceutică, transport public și servicii publice, se propune prețul de 1 leu pe kilowatt, și restul sectoarelor economice, indiferent de ce vrei, 1,3 lei pe kilowatt. Și, aparent, cu toții am zice aici, bă, suntem fericiți. Ia uite ce idee extraordinară. Cum de nu s-a gândit nimeni până acum? Să vă spun unde e problema. România nu are destul curent electric. Asta e primul lucru pe care trebuie să-l știm. Am ajuns zilele astea să se ia numai așa numitele tranzacții spot, adică de pe o zi pe alta. În ziua în care se cumpără, de exemplu azi e joi, azi e miercuri, se cumpără curent pentru joi de către un furnizor. Se cumpără pentru joi, normal se cumpără un preț mare. Și asta se întâmplă pentru că în România nu este destul curent electric. Deci nu este. Cine ăla e un vis în care lumea mai zice, mamă, România are de toate, n-are. România consumă undeva zilnic aproape de 10.000 de kW, dacă nu mă înșel, și are 8.500 produși. Deci lipsește o valoare acolo. Problema este că ăia trebuie importați de undeva. Mai luăm curent din Bulgaria, mai luăm din Ucraina, când nu le-au distrus rușii astea, mai luăm de prin alte țări. Sunt unele zile în care dacă bate vântul foarte tare, din când e bine. E bine, România își acoperă necesarul, dar nu bate tot timpul vântul. Și acolo rămâne problema. Când plafonezi prețurile astea, de unde iei curentul? Că ăla de la export, ăla pe care îl importi, de fapt, vine la prețul lui, că bulgarul nu-ți vinde la 0,8 lei, că nu... E treaba lui, el nu e supus acestei legi.
A, dacă tu poți să-i plătești doar 0,8, cineva trebuie să acopere diferența. Cine? Și mai e o chestiune. Poți să vinzi la prețurile astea, dar atenție, poți să obligi și producătorii. 80% din, ăsta e marele avantajul României, 80% din producția de curent electric a României e la stat. Mai e un fir de 20% care e la alți oameni, întreprinzători privați. Cum o să-i spui lui ăla să-ți vândă curent electru la 0,1? Va râde, știi? N-am prietene. Și într-o zi va spune, dar nu-ți vând. Și atunci aș vrea să văd că aia va fi foarte interesantă ziua aia, că acolo trebuie să vină domnul Ciolacu, domnul Popescu, cine o acceptă asta să ne explice. Bă, de unde luați curentul? Ăla 20% care vine de la privat, plus ăla exportat, plus ăla importat, aș fi curios să ne zic că în momentul în care faceți piața reglementată, de unde o să luați curent? Ce să faceți? Să-ți închideți lumina pe la primării? Pe la unde o să închideți casă? Că cumva, atunci când un produs are preț fix, el și dispare. Că, na, oamenii nu sunt interesați. Dincolo de asta, nu mai vezi bune. Atât am avut de spus astăzi. Știu că e complicat, dar aștept și eu răspunsul cu foarte mare curiozitate. Bănuiesc că toată lumea așteaptă asta. Dar nu e... Da, e logic. Deci va lipsi o parte de curent. 80% va avea preț plafonat. Și 20%? Și 20% nu. Plus încă partea de import. Deci să zicem că undeva cam 60%, 70% din curentul din România va avea un preț și restul de care ai nevoie, 30%, cum va veni? Eu nu pot să dau un răspuns la întrebarea asta. Nu știu care e soluția. Deci, asta am vrut să vă zic, că în orice veste bună există și două proaste. Da. Cătălin, îți mulțumim. Dacă nu ați reușit să ascultați rubrica Rațiunea Zilei de la început, o veți putea găsi în câteva minute pe site-ul nostru europafm.ro sau pe contul oficial de Facebook Radio Europa FM la secțiunea live. That sounds amazing! Playlist-ul tău de suflet.